Un bărbat era nervos tot timpul și supărat că el trebuia să suporte toate cheltuielile casei și că responsabilitatea întregii familii era pe umerii săi. Dar fiul său cel mic i-a spus, gândindu-se la toate lucrurile pentru care era responsabil și la toate problemele pe care le avea în viața sa, bărbatul se supăra adesea pe soția lui și își certa foarte des copiii. Nu îi plăcea nici faptul că rudele veneau adesea în vizită la el. Într-o zi de vineri, după ce venise de la școală, fiul său s-a dus la el și i-a spus, Tati, te rog să mă ajuți să-mi fac temele. Deoarece era încă nervos, tatăl i-a spus fiului său, Du-te în camera ta și lasă-mă în pace. Numai chef de făcut teme nu am. După ce furia tatălui s-a potolit, s-a dus în camera fiului său, vrând să-l ajute să-și facă temele. Acesta dormea, dar ținea în mână caietul cu tema. Tatăl văzuse că fiul său își făcuse singur temele. Din curiozitate, el a luat caietul în mână și a citit titlul temei, care suna astfel. Lucruri care nu ne plac la început, dar despre care realizăm mai târziu că sunt bune pentru noi. Copilul a trebuit să scrie mai multe paragrafe cu astfel de lucruri care nu îi plac, dar pentru care este recunoscător. Din curiozitate, tatăl a început să citească ceea ce fiul său scrisese. Copilul scrisese astfel. Sunt recunoscător pentru examenele pe care le am la final de an. Chiar dacă nu-mi plac, după aceea urmează vacanța. Sunt recunoscător pentru medicamentele care au gust rău. Chiar dacă au un gust rău la început, ele mă ajută să-mi vindec boala și să fiu din nou sănătos. Sunt recunoscător pentru ceasul cu alarmă. Chiar dacă nu îmi place și mă deranjează foarte tare, mă trezește în fiecare dimineață și îmi spune că sunt în viață. De asemenea, îi sunt foarte recunoscător bunului Dumnezeu, care mi-a dat un tată atât de bun. Atunci când mă ceartă, mă simt rău la început, dar apoi îmi aduce jucării, îmi dă mâncare gustoasă și mă duce la plimbare. După ce tatăl a citit temele fiului său, cuvintele lui îi rămăsese întipărite în minte. Atunci tatăl s-a așezat pe canapea și a început să se gândească la necazurile, greutățile și responsabilitățile din viața lui. Atunci el și-a spus, trebuie să suport toate cheltuielile casei, ceea ce înseamnă că am o casă și datorită milei și îndurării lui Dumnezeu sunt mult mai bine decât cei care sunt pe străzi și nu au un acoperiș deasupra capului. Port pe umerii mei toate responsabilitățile familiei, ceea ce înseamnă că am o familie. Am o soție bună la suflet și frumoasă. Am doi copii minunați. Prin milă și bunătatea lui Dumnezeu am primit această familie și sunt mult mai bine și mult mai norocos decât cei care nu au familie și sunt singuri pe această lume. Singurătatea este foarte dureroasă și greu de suportat. Iar eu am primit de la Dumnezeu o familie minunată. Prietenii și rudele noastre ne vizitează des, ceea ce înseamnă că am oameni care îmi sunt alături atât în momentele bune, cât și în momentele mai grele, atunci când sunt trist și dezamăgit. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dăruit. Îmi pare foarte rău că mi-a luat atât de mult timp să văd toate lucrurile minunate pe care mi le-ai dat în viața mea. După ce a realizat că are foarte multe lucruri pentru care să fie recunoscător, tatăl simțea că toate necazurile și grijile au dispărut. Felul în care gândea înainte se schimbase complet acum. A mers la fiul său, l-a pupat pe frunte și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru familia sa. Morala poveștii. Atunci când avem necazuri, nu trebuie să le privim în mod negativ, deoarece astfel ne vom simți tulburați și triști. Dar de îndată ce privim lucrurile într-un mod pozitiv, gândirea noastră se va schimba, iar asta ne va schimba viața complet.